Epistola către Tita Sfântului Apostol Pavel, capitolul 1. Pavel, robul lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, după credința aleșilor lui Dumnezeu și după cunoștința adevărului cel întocmai cu dreapta credință, într-o nădejde a vieții veșnice pe care a făgăduit-o mai înainte de anii viacurilor Dumnezeu care nu minte și care, la timpul cuvenit, și-a făcut cunoscut cuvântul său, prin propovăduirea încredințată mie după porunca Mântuitorului nostru Dumnezeu. Lui Tit, adevăratul fiu după credința cea de obște, har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să întreptezi cele ce mai lipsesc și să așezi preoți prin cetăți, precum ți-am rânduit. De este cineva fără de prihană, bărbat al unei femei, având fii credincioși, nu sub învinuire de desfrânare sau neascultători, căci se cuvine ca episcopul să fie fără de prihană, ca un iconom al lui Dumnezeu, neîngânfat, nu gravnic la mânie, nu dat la băutură, pașnic, nepoftitor de câștig urât, ci iubitor de străini, iubitor de bine, înțelept, drept, cuvios, cumpătat, ținându-se de cuvântul cel credincios al învățăturii, ca să fie destoinic și să îndemne la învățătura cea sănătoasă și să mustre pe cei potrivnici. Pentru că mulți sunt răzvrătiți, grăitori în deșert și înșelători, mai ales cei din tăierea împrejur, cărora trebuie să li se închidă gura ca unora care răzvrătesc case întregi, învățând pentru câștig urât cele ce nu se cuvin. Unul dintre ei, chiar un proroc al lor, a rostit: cretanii sunt pururea mincinoși, fiare rele, pântecelenește. Mărturia aceasta este adevărată, pentru care pricină mustrei cu asprime ca să fie sănătoși în credință și să nu dea ascultare bazmelor iudaicești și poruncilor unor oameni care se întorc de la adevăr. Toate sunt curate pentru cei curați, iar pentru cei întinați și necredincioși, nimeni nu este curat, ci li s-au întinat lor și mintea și cugetul. Ei mărturisesc că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele lor îl tăgăduiesc, urâcioși fiind, nesupuși și la orice lucru bun netrebnici.